Directorul Bibliotecii Județene, Ia Basarabescu din Giurgiu, Dan Mucenic, este cel căruia îi aparține inițiativa de a avea la sediul instituției o lucrare plastică care să-l reprezinte pe patronul spiritual al instituției. Un bazorelief a fost inaugurat chiar astăzi, în ziua în care se împlinesc 63 de ani de la trecerea la veșnicie a scriitorului care a lucrat în Giurgiu. Realizatorul lucrării a fost cel mai aproape de directorul inițiator. Este granit verde, granit verde, iar bazorelieful este turnat în rășină epoxidică cu piatră, cu praf de marmură și patinată. Și patinată. Deci eu nu spun bazme turnată în bronz, pentru că la momentul de față nimeni nu-și permite să mai toarne o statuie în bronz. Apariția interesantului bazorelief, situat la intrarea din sediul de pe Calea Bucureștiului a Bibliotecii, a fost salutată de întregul personal al Instituției de Cultură, lucrarea fiind considerată un act de reparație față de imaginea scriitorului care era reprezentată doar de un portret al patronului spiritual al Instituției Giurgiuvene de Cultură. Am reușit astăzi, într-o zi specială, spunem noi, 27 martie, când comemorăm 63 de ani de la moartea patronului nostru spiritual, Ia Basarabescu, să facem această reparație, dacă vreți, să inaugurăm acest bazorelief dedicat scriitorului, care rămâne în memoria orașului ca unul din cei mai importanti scriitori ai noștri, chiar dacă nu are o operă monumentală, dar este foarte important pentru lectura copiilor, pentru generațiile care au studiat literatură giurgiuveană. Grație acestui proiect finalizat cu succes, patronul spiritual al Bibliotecii Giurgiuvene rămâne printre cărți și giurgiuveni la el acasă, în timp ce autorul bazoreliefului, cunoscut și ca realizator al scenografiei spectacolelor de la Teatrul Giurgiuvean, are pentru viitorul apropiat câteva interesante proiecte. Mă duce gândul să fac portretele tuturor marilor oameni de cultură ai orașului Giurgiu. Și mă gândesc și să fac un bazorelief Sfântul Gheorghe, pentru că este patronul spiritual al orașului nostru.